Mai bine să vă ridicați și are să începem să lăudăm pe Dumnezeu prima cântare care vorbește despre un sentiment extraordinar, care fiecare dintre noi putem să-l avem doar atunci, doar atunci când ne încredem cu toată inima, cu toată viața în Iisus Hristos. Haideți să precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne ducem
duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Căci a ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ce har să știi că Domnul te iubește, o, ce har să știi că ești în brațul Său. Chiar când simți că totul jur se năruiește, să ai pace în inima ta mereu. Să ai pace să rostim cu toții. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioara și s-a făcut om și a fost răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi
și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Dătătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Haideți să ne salutăm, să ne binecuvântăm și să ne spunem bun venit în casa Domnului unii altora. Întoarceți-vă unii către alții. Zâmbiți-vă, salutați-vă și binecuvântați-vă în casa Domnului. Vă invit să ocupați locurile. Iată ne ajuns după câteva seri, în ultima seară, în ultima după masă, organizată de noi ca fiind un moment de evangelizare, spunem noi, o chemare care v-am făcut-o, o invitație care v-am adresat-o să fiți împreună cu noi și iată-ne din nou aici. Domnul, și în seara aceasta îi cerem să lucreze în viețile noastre a fiecăruia. Amin. Amin, amin. Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus. Și vă spunem, bine ați venit la casa Domnului, locul în care noi ne rugăm, noi cântăm spre slava Domnului și noi vestim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care este dădător de viață, nu doar aici pe pământ, ci viața veșnică. Facă Domnul nostru ca și în seara aceasta, acest cuvânt dădător de viață să umple inimile, viețile noastre și să dobândim acea viață veșnică. Amin. Vă salutăm pe toți, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Pe cei care sunteți din Moneasa sau din alte localități, ne bucurăm de toți și vrem ca locul acesta, fiecare dintre noi, așa cum obișnuim să spunem, să avem o seară și un moment memorabil, adică acolo unde Cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează nu doar urechile noastre, minții noastre, ci și inimii noastre. Amin. Ne bucurăm de cei care sunt și fac parte din administrația Comunei Moneasa, de la primărie, domnul primar și împreună cu ceilalți, Domnul să vă binecuvinteze. Amin, amin. De ceilalți care ați mai fost în seriile trecute sau care ați venit pentru prima dată și pe dumneavoastră vă salutăm în numele Domnului și vă spunem un bun venit. Și pe toți aceia care aveți rude sau legături cu biserica noastră, care ați mai fost și pe cei care nu aveți nicio legătură cu noi. Vă spunem un bun venit și vă invităm cu drag ca de fiecare dată când noi ne adunăm să veniți împreună cu noi. Amin. Amin. În seara aceasta vor sluji cu cântarea formațiile bisericii, orchestra, grupurile, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze, iar cântarea lor să înalțe numele Domnului și să atingă inimile și viețile noastre. Ne bucurăm de asemenea că în seara aceasta Dumnezeu a hotărât ca slujitorul lui să vină aici să predice cuvântul Domnului. Fratele Emanuel Dănilă, Domnul să-l binecuvinteze împreună cu noi, deci de aproape, sau nu chiar foarte departe, cum erau cei din serile trecute, aproape aici cu Ied, sectorul de biserici, cu Ied, Buteni, Păulean, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Așteptăm și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze prin Dumnealui, să-l inspire prin Duhul Său, iar cuvântul care îl spune, dragii mei, să nu ne atingă doar să ajungă la urechile noastre și la mințile noastre, ci într-adevăr să ajungă la inimă, locul unde Dumnezeu vrea să ajungă cuvântul Său, că astfel putem să primim iertarea și împăcarea cu El. Amin. Amin, amin. Încă o dată cerem de la Domnul ca seara aceasta să fie una deosebită. Amin. Și asta depinde nu doar de cel care predică, de cei care cânt,
de Dumnezeu, însă ci de fiecare dintre noi, în felul în care ne deschidem inima la cuvântul Domnului. Facă Domnul și lucreze în viața noastră așa după cum El dorește. Amin. Amin. Ascultăm în continuare orchestra lăudând pe Domnul cu cântarea.
Thank you.
Viața pe care o trăim aici jos pe pământ este o viață cu multe dureri, cu multă suferință. Și știu că mulți vă îndoiți de faptul că ați putea avea parte și de zile mai bune și de lucruri mai bune. Vreau să cânt o cântare cu grupul mixt, care ne îndeamnă să nu ne îndoim, ci să credem. Să credem în Cel care are toată puterea și poate face orice în Iisus. Nu contează cât de grea e boala pe care o porți sau problemele pe care le ai, în numele Domnului Iisus există putere. Și prin sângele Lui poți fi vindecat. De aceea primiți această cântare ca din partea lui Dumnezeu și fiți încurajați prin mesajul ei. Sângele ce-a cu
și crede că Domnul se îndură, prin sângele cel sfânt ai fost spălat. Adu-ți aminte astăzi ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele cea curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfă din Calvar. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele cea curs, e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfă din Calvar. Thank you.
felul în care ne vedeți în seara aceasta slujind. Ne bucurăm aici de fiecare dată când noi ne întâlnim ca biserică. Orchestră, grup mixt, grup bărbătesc, copii. Copiii nu mai au loc să cânte seara asta, că avem și grupa de copii care pot să cânte. Așa ne bucurăm, cântând cu bucurie, dar și cu putere. Pentru că Domnul ne îndeamnă să strigăm de bucurie, amin, către Domnul. Amin. Cei care se fac când cântă. N-au bucurie, n-au putere. Dar noi ne bucurăm. Amin. Și când cântăm, și când slujim în vreun fel sau altul. De aceea, următoarea cântare o cântăm împreună și cei care o știți, pentru că este o cântare cunoscută, care transmite un mesaj deosebit despre Domnul Iisus, aș vrea să cântați împreună cu noi. Thank you.
Prezintă o invitație a Domnului Iisus, una dintre invitațiile Domnului Iisus de a veni la El și de a bea din apa Lui. În timp ce vom cânta această cântare, deoarece este ziua de duminică, ne vom închina Domnului Dumnezeului nostru cu darurile noastre de bunăvoie. Noi obișnuim să facem lucrul acesta, nimeni nu trebuie să se simtă obligat, doar cei care doriți, vă puteți închina împreună cu noi. 195, numărul cântării. Vino la apa vieții, slab, ostenit și însetat, vino că nu în zadar vii, poți fi și tu azi iertat. Fratele Marin va sluji la strângerea darurilor. Vino a cu
Samuel va citi cuvântul Domnului și îl va propovădui. Dumnezeu să-i dea har și binecuvântare în slujirea aceasta. Amin. Mă bucur foarte mult să fiu cu dumneavoastră în această seară și zicem binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Amin. Amin. Am dorit să citim un cuvânt din Scriptură și vă rog să deschideți la Evanghelia după Luca, capitolul 15. O să citim primele 7 versete, după care ne vom ruga. Este un pasaj foarte cunoscut și cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 15, cu versetul 1, spune astfel. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe cele 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Amin. Amin, amin. Haideți să stăm în prezența Domnului în rugăciune. Doamne, te binecuvântăm că Tu ești viața. Slavă, te binecuvântăm, Doamne Iisuse, că Tu ești calea. Amin. Și te slăvim că Tu ești adevărul. Amin. Îți mulțumim că dragostea Ta ne strânge și în această seară suntem aici ca biserică. Amin. Te rugăm frumos să ne binecuvintezi. Amin. Doamne, dorim să continui să lucrezi în mijlocul nostru. Amin. Știm, Doamne, că dacă Tu nu zidești o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. De aceea Amin. Recunoaștem și mărturisim că avem nevoie de Tine. Amin. Doamne, vorbește-ne în această seară. Amin. Vrem să Te aptingi de viețile noastre. Vrem să vindeci oamenii bolnavi. Vrem, Doamne, să mântuiești oamenii păcătoși. Vrem să înviorezi oamenii căzuți. Te rog, Doamne, să-ți arăți puterea și slava Ta de Dumnezeu. Îți mulțumim că ai venit în lumea noastră să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Doamne, îți mulțumim frumos pentru că experimentăm dragostea Ta. Și vrem, Doamne, cu această dragoste să ne întâlnim și în această seară. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă așezați. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această oportunitate frumoasă de a fi cu dumneavoastră în seara aceasta. Și în același timp, aș vrea să mulțumesc fraților pastori care m-au invitat, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și pe dumneavoastră. Nu o să uit niciodată că în urmă cu ceva vreme, la momentul în care am fost ordinat, hirotonisit ca slujitor în lucrarea lui Dumnezeu, unul dintre pastorii acestei biserici a avut câteva cuvinte pentru mine au însemnat atâta încurajare și de multe ori privesc acele DVD-uri și mă uit și mă aduc aminte de acele cuvinte pline de dragoste, pline de căldură. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frații mei, amin, amin. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Moneasa. Amin, amin. Știm că vă străduiți să faceți o lucrare frumoasă pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze prietenii care sunt aici, amin, amin. Doamnele, domnii, copiii, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare în viețile noastre și să o experimentăm amin. Și în această seară. Amin. Amin, amin. Când am pregătit acest mesaj pentru dumneavoastră, mi-am adus aminte de un moment din copilăria mea. Am foarte multe amintiri legate de copilăria mea. Aveam foarte mulți prieteni, dar aveam o categorie de prieteni cu care îmi petreceam foarte mult timpul liber. Și timpul pe care îmi petreceam cu acești prieteni ai mei nu mă ajungea de multe ori doar la școală, să stau cu ei, să mă joc cu ei și să interacționez cu ei. Ci veneam uneori acasă și după ce repede ne făceam temele, mergeam din nou la joacă. Erau însă momente în care nu ne ajungea nici măcar după masa să stăm împreună, să alergăm acolo pe stradă unde am crescut eu în cuied, să ne zbenguim împreună, ci uneori aveam nevoie chiar și de seri ca să stăm împreună și să ne jucăm acolo. Și erau unele seri de vară în care experimentam un fenomen foarte interesant. În timp ce noi ne jucam, în timp ce noi alergam pe acolo, era cald, era seară, devenea deja întuneric afară, noi stăteam în jurul unui neon, în jurul unui bec și în timp ce noi alergam acolo, ne jucam acolo, ne simțeam bine, observam că la un moment dat, în jurul acelui neon,
veneau mai mulți fluturi și diferite insecte care gravitau în jurul acelui neon. Acum, noi am crescut după aia puțin mai mari și ni s-a dat de la școală o temă de casă ca să facem acel insectar și trebuia, aveam această responsabilitate, să luăm o grămadă de insecte, să le prindem și să le punem acolo în acel insectar. Un lucru interesant pe care l-am observat era faptul că erau câțiva fluturi care veneau noaptea și gravitau în jurul acelui neon, în jurul acelui bec, care oricât de mulți ai fi dorit să-i cauți ziua, nu-i găseai nicăieri. Dar noaptea erau acolo, stăteau acolo și dintr-o dată, într-un mod natural, când îi vedeam, mai ales cei mari frumoși, deveneam vânătorilor. Interesant era însă faptul că atunci când venea dimineața, dacă mergeam din nou la locul respectiv, era ziua afară, neonul nu mai era aprins. Acolo nu mai găseai niciun fluture de genul acesta. Dar noaptea când noi ne jucam și stăteam acolo, puteam să observăm acest fenomen că în jurul acelui bec era plin de insecte și de fluturi frumoși care gravitau acolo. E bine, frații mei, în această seară aș dori să observăm, uitându-ne în Scriptură, că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ în mijlocul oamenilor, în jurul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, gravitau o grămadă de oameni. Oamenii aceștia erau diferiți, gândeau diferit, vorbeau diferit și se comportau diferit. Dar în pasajul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră, în Luca capitolul 15, doctorul Luca, care întotdeauna este atent la detalii, ne spune că la un moment dat, în jurul lui Iisus Hristos, erau toți vameșii și păcătoșii și gravitau în jurul lui. El este cel care le vorbea, el este cel care făcea timp pentru ei, el este cel care le deschidea scripturile și vorbea cu ei despre nevoile lor, problemele lor și păcatele lor. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care farisei și cărturarii, care erau învățătorii norodului, au observat faptul că îl primește pe păcătoși Iisus, rabii, învățătorul, ei, oamenii aceștia, au fost foarte deranjați. De aceea Scriptura ne spune că farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Fariseii, oamenii aceștia cărturari și cărturarii care erau scribii, care scriau scripturile, erau obișnuiți să stea departe de, de păcătoși, erau obișnuiți să stea departe de vameși, erau obișnuiți să stea departe de oamenii care aveau probleme. Și în momentul în care au văzut că în jurul lui Dumnezeu, în jurul Domnului nostru Iisus Hristos, în jurul învățătorului, gravitau acești oameni cu probleme, cu păcate, ei au fost foarte, foarte deranjați și au reacționat. De asemenea, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu mai departe, în Luca capitolul 15 cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Domnul Iisus: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Și aici Domnul Iisus ne spune că atunci când un păcătos vine și se apropie de Iisus și vrea să se pocăiască, se întâmplă acest fenomen: oamenii vor reacționa. Există într-adevăr oameni care vor fi deranjați, există într-adevăr oameni care vor vorbi de rău, care poate chiar vor încerca să te oprească să te apropii de Iisus. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune că există și o altă categorie de oameni care atunci când vrei să te apropii de Iisus și să gravitezi în jurul Lui, este vorba despre Dumnezeu, despre îngeri și despre credincioșii Lui care se bucură, care celebrează, care sărbătoresc. Ce este evident când te uiți în textul acesta este faptul că întotdeauna când un păcătos vrea să se pocăiască și vine la Dumnezeu, omul acesta va trebui să se lovească de diferite reacții. Așa că dacă în seara aceasta ești aici, dacă în seara aceasta vrei să faci pași înspre Dumnezeu, îți spun lucrul acesta nu ca să te sperii, nu ca să te descurajezi, ci trebuie să înțelegi că este normal ca un om care trece prin astfel de transformare și se apropie de Iisus, va experimenta tot felul de reacții din partea oamenilor. E, dacă te uiți în Luca capitolul 14 cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus Hristos n-a fost parțial. Fariseii și cărturarii n-aveau niciun motiv ca să fie invidioși, pentru că Domnul Iisus Hristos nu și-a făcut timp doar pentru doar pentru păcătoși, doar pentru vame și păcătoși. El și-a făcut timp și pentru farisei. Și dacă te uiți în Luca capitolul 14,
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a mers și în casa lor. Ba mai mult, a mers în casa unui mai mare a fariseilor, un învățător a fariseilor. Dar Scriptura ne spune acolo că atunci când Iisus a mers în casele fariseilor, oamenii aceștia îl pândeau de aproape și voiau să-l prindă. Și este foarte interesant, este faptul că în loc să-și deschide inima pentru învățătorul, în loc să-l primească, în loc să-l asculte, în loc să-l urmeze, oamenii aceștia trăiau cu acest scepticism. Ce vrea să spună omul acesta? Ce vrea să facă omul acesta? Ce vrea să schimbe omul acesta? Evanghelistul Luca introduce această pildă a oii pierdute, punând lupa pe acești farisei și cărturari, care atunci când văd oamenii care gravitează în jurul lui Iisus, reacționează negativ. E bine, evanghelistul Matei, dacă ne uităm la aceeași pildă, pilda oii rătăcite sau pierdute, pune lupa pe o altă categorie de oameni. El scrie evreilor și nu-și permite să vorbească în Evanghelia lui acolo despre farisei, dar vorbește despre o altă categorie de oameni care erau mult mai apropiați de Hristos, care stăteau în jurul Domnului Iisus. Și este vorba de ucenicii Domnului Iisus. Dacă vă uitați în Matei capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos era preocupat să mântuiască oameni, să elibereze robi, să ridice pe cei căzuți, să vindece pe cei căzuți, ucenicii aveau o problemă. Știți care era? Cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? În timp ce Fiul lui Dumnezeu era focalizat să facă lucrarea lui Dumnezeu, era interesat să mântuiască ce era pierdut. Ucenicii, cei din jurul Domnului Iisus Hristos, erau interesați de cine e mai mare în împărăția cerurilor. De aceea Iisus ia un copil, îl pune în mijlocul lor și cheamă pe ucenici la pocăință și le spune: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca acest copilaș cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și când te uiți la lucrurile acestea, trebuie să înțelegi că dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus, dacă vrei să calci pe urmele lui Iisus, dacă vrei să fii un om după voia lui Dumnezeu, asigură-te că folosești tot potențialul care Dumnezeu l-a pus în tine, chemarea lui Dumnezeu, banii tăi, timpul tău, darurile tale spirituale, pentru cauza lui și nu pentru cauza ta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Dar ăsta e contextul uneia dintre cele mai cunoscute pilde de pe paginile Noului Testament. Domnul Iisus Hristos spune o pildă, pilda cu oaia rătăcită. Dar ăsta e contextul. Luca spune: în jurul lui Iisus gravitau o grămadă de oameni păcătoși și farisei și cărturarii erau deranjați. Matei pune lupa pe ucenicii Domnului Iisus Hristos și când se uită la ucenici, în timp ce Iisus face lucrarea, ăștia erau interesați să vadă cine e mai mare în împărăția cerurilor. Și în Luca 15, în continuare, Domnul Iisus Hristos spune o pildă la care ne vom uita în această seară. O pildă care vorbește despre un adevăr foarte important. De fapt, dacă vă uitați după ce mergeți acasă și citiți tot capitolul 15, veți observa că Fiul lui Dumnezeu spune 3 pilde în acest capitol care enunță același adevăr. Pilda cu oaia pierdută care a fost găsită, pilda cu banul pierdut care a fost găsit și pilda cu fiul risipitor care a plecat de acasă, care a distrus toată moștenirea pe care a primit-o și după aceea s-a întors și a fost primit și recuperat de tatăl său. Toate aceste 3 pilde au scopul ca să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu este foarte interesat de fiecare suflet pierdut, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea Domnul Iisus Hristos le spune aceste pilde, pentru că se uita la ucenici și vedea că ăștia, în loc să îi preocupe lucrarea lui Dumnezeu și sufletele care aveau atâta nevoie de iertare, ei erau preocupați de cine e mai mare. Domnul Iisus Hristos se uita la liderii religioși din vremea aceea și oamenii aceștia, în loc să fie preocupați de reabilitarea celor căzuți, erau deranjați că în jurul lui Iisus păcătoșii vin și se pocăiesc. Și spune așa: care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu lasă pe izlas cele 99 de oi și merge după cea căzută? Și merge după ea până când o găsește, zice Hristos. Și în momentul în care o găsește, o ia, o pune pe umerii lui și o duce înapoi în turmă. Acum, aș vrea să vă pun o întrebare pe baza căreia aș vrea să zidim în această seară.
Dumneavoastră vi se pare normal logica asta? Adică să ai 100 de oi, să răspunzi de toate 100 și la un moment dat o oaie rebelă, o oaie mai încăpățânată, o oaie mai neatentă să pierde. Să lași 99 de oi acolo pe izlaz și să-ți pui tot focusul, toată focalizarea, toată atenția ta pe o oaie care este pierdută. Nu vi se pare că lucrul acesta nu pușcă cu modul cum gândim noi? Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos spune în pilda aceasta că este normal ca după ce păstorul cel bun merge și găsește pilda aceea, găsește oaia aceea căzută, nu o lovește, nu o pedepsește, nu o taie, ci o ia, o pune pe umerii lui și o duce înapoi în turmă. Ba mai mult, Domnul Iisus Hristos ne spune că în momentul în care o duce înapoi, păstorul cel bun se întoarce înapoi acasă. Își cheamă prietenii, își cheamă vecinii și le spune: bucurați-vă împreună cu mine, pentru că oaia aceasta a fost pierdută, dar a fost găsită. Cum adică să lași 99 de oi undeva acolo, pe izlav, și să mergi după o oaie rebelă care este pierdută? Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos aici? De ce să faci lucrul acesta? Și la întrebarea aceasta, în această seară, aș vrea să răspund. Primul motiv pentru care, pentru Domnul Iisus Hristos, care este păstorul cel bun, binecuvântat să fie numele Lui, îi se pare normal să lași 99 de oi sănătoase acolo în staul și să mergi după cea pierdută, este faptul că oaia aceea căzută este oaia Lui. Uitați-vă, vă rog frumos, la pasajul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră, Luca 15:4. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlav și se duce după cea pierdută până când o găsește? Uitați-vă, vă rog, la versetul 6. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Domnul Iisus spune, dacă cineva are 100 de oi și apoi în versetul 6 spune, mi-am găsit oaia pierdută, adică oaia aceea pierdută este oaia mea, nu este o oaie care mi-a fost închiriată, nu este o oaie de care doar trebuia să am grijă, este oaia mea personală. Dacă urmărim viața și lucrarea Domnului Iisus, în Ioan capitolul 10, de la versetul 11 la versetul 14, Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre păstorul cel bun, vorbește despre două categorii de păstori. Păstorul plătit, care atunci când vine pericolul, fuge, și păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Păstorul plătit este acel om care face acea muncă nu pentru că îi sunt neapărat dragi oile, nu pentru că îl interesează oile, ci pentru că în mintea lui interesul este câștigul. Și atâta timp cât îi se merită ceea ce face, face lucrul respectiv cu profesionalism. Dar în momentul în care trebuie să-și riște viața, în momentul în care trebuie să meargă mai departe decât prevede fișa postului, el se oprește și spune: hop, stai un pic, eu nu-s plătit pentru asta. Dar păstorul cel bun, care este Domnul Iisus Hristos, el își dă viața pentru oi. Amin, amin. În 1 Samuel capitolul 17, Dumnezeu ne vorbește în Vechiul Testament despre un om care avea astfel de inimă. David, înainte ca să meargă să lupte împotriva lui Goliat, are un schimb de vorbe cu împăratul lui Israel, cu împăratul Saul. Și Saul spune: măi, tu ești un copil, cum să mergi tu să lupți cu uriașul acela? Și David povestește despre un moment istoric din viața lui și spune acolo așa: David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia câte o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Tânărul acesta care păștea oile tatălui său, când venea pericolul, când venea lupul, când vedea ursul și lua o oaie, David nu stătea liniștit. El mergea, se lupta cu lupul, se lupta cu ursul, își punea viața în pericol, dar nu dădea voie ca cineva sau ceva să ia acea oaie din turmă, pentru că era oaia tatălui său. Dumnezeu s-a uitat la inima acestui tânăr și a zis: David, tu ești omul după inima mea. De aceea într-o zi l-a pus să fie păstor în turma lui Israel, pentru că Dumnezeu a văzut că lui David îi pasă. Există o diferență foarte mare pe care Iisus Hristos o face între păstorul care face lucrurile doar pentru bani și păstorul care face lucrurile
din dragoste, pentru că oaia este a Lui. Eu am făcut tir înainte ca să fiu full-time în lucrarea Lui Dumnezeu și am avut o experiență foarte interesantă. Vreau să vă spun ceva ce cred că ne ajută în seara asta. Când stăteam în parcare prin Germania, vedeam câteodată cât o mașină din asta care trăgea toate sârmele după ea, neîngrijită, murdară, vai și amar. Și mergeam și vorbeam cu șoferul și spuneam, ce faci, colegul? Păi, uite, stau și eu și îmi fac pauza. Cum merge treaba la voi? Care este situația? Și colegul respectiv, de obicei, zicea în felul următor, păi, treaba merge prost, nu mă plătește, mașina nu merge bine și așa mai departe. Dar erau momente în care, în timp ce stăteam acolo și îmi făceam pauza, vedeam câte o mașină care nu neapărat era o mașină nouă, dar era o mașină îngrijită. Și mergeam și ziceam, colega, putem să vorbim, sigur, ce faci, cum ești, bine. Și ziceam, cum îți merge treaba? Măi, bine, eu sunt și șoferul, eu sunt și patronul. Păi cum adică? Păi numai mașina asta o ai, numai mașina asta am. Și de ce nu plătești un șofer să meargă cu mașina asta? Și îmi ziceau unii dintre ei și am trăit uneori fenomenul acesta. Măi, deocamdată n-am găsit niciun șofer bun pe mâna căruia să-i dau mașina asta. Și decât să o dau pe mâna oricărui șofer să-și bată joc de mașină, mai bine merg eu cu ea. Atunci am înțeles ce înseamnă să ai un lucru doar în administrare sau ce înseamnă să ai un lucru care este al tău. Am trăit un moment foarte interesant în urmă cu mulți ani de zile. Am cunoscut o familie în Arad. Și familia aceasta în Arad era o familie care avea 3 copii. I-au crescut lângă Dumnezeu și copiii aceștia au fost niște copii foarte faini. Într-un moment însă de rătăcire, băiatul cel mare a luat o raznă. A plecat de acasă, a găsit pe cineva cu care s-a încurcat, femeia respectivă mai fusese recăsătorită, avea copii și tânărul acesta a zis, eu vreau să plec în lume. Părinții lui, care erau părinți credincioși, au zis, hei, oprește-te, au început să vorbească cu el. Au început să se roage pentru el, au început să postească pentru el, au zis, nu mă mai interesează nimic, eu vreau să plec în lume. A plecat în lume cu ea și a vândut tot ce a avut. Avea un teren de casă luat în Arad, luat pe CR-ul părinților lui, l-a vândut și el, a distrus tot. S-a înglobat în datorii, în credite și după câțiva ani de zile era lefter. Într-o noapte însă s-a întâmplat ceva. În timp ce el stătea și vorbea cu femeia aceea, s-au certat și femeia aceea s-a supărat și știi ce a făcut? L-a scos afară. L-a scos afară fără nimic, era chel, nu mai avea nimic. Un singur lucru i-a mai rămas. O dacie pe care o primise de la tatăl său de 20 de ani. S-a urcat în acea dacie și trebuia să plece undeva în Arad din Gai și trebuia să vină până în Micalaca. Nu avea unde să meargă, așa că l-a sunat pe tatăl său și a zis, tată, vin acasă, m-a scos, nu mai am nimica. Și în momentul în care a sunat copilul acesta, tatăl a aflat că atâția bani a mai avut la el să ajungă, cei care cunoașteți Aradul, până la autogară. N-a mai reușit să ajungă până acolo unde trebuia să ajungă în Micalaca, ci la autogară mașina s-a oprit. Atâția bani a mai avut el să bage în rezervor. Când tatăl acelui copil a auzit lucrul acesta, a sărit noaptea din pat, a mers, a intrat în garaj, a luat canistra, a luat bani, a mers la Peco, a luat benzină, a venit, i-a băgat benzină în rezervor și l-a dus acasă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Vă întreb eu, mai merita acest copil? De ce să mai faci eforturi pentru el? Ce a făcut ca să primească o astfel de tratație? Greșise, distruse tot. De ce să mergi după el? De ce să-i întinzi a doua șansă? Simplu. Pentru că în ciuda falimentelor acestui băiat, copilul acesta a rămas copilul acelui tată. Așa este și din punct de vedere spiritual, frații mei. Chiar dacă ai păcătuit, chiar dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu, chiar dacă ai falimentat, chiar dacă de multe ori poate ai întristat fața lui Dumnezeu, te-ai îndepărtat, ai plecat din staul. Falimentele tale n-au schimbat nimic cu privire la identitatea ta. Tu ești născut de Dumnezeu, Dumnezeu a hotărât să existi și atâta timp cât ochii tăi sunt deschiși, Dumnezeu te caută și vrea recuperarea ta. El este cel care face eforturi, El este cel care vorbește, El este cel care te caută. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 100 cu versetul 3 așa: să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, al Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Dumnezeu te-a făcut și ești al Lui. Și există filmul acesta care continuă zi de zi că Dumnezeu te caută, Dumnezeu vrea să te recupereze, Dumnezeu vrea să te ducă înapoi. Filmul acesta se va sfârși în momentul în care vei închide cu ochii, dar până atunci Dumnezeu te va căuta pentru că ești al Lui și te vrea să te ducă din nou în staul, vrea să te recupereze din nou.
Asta este unul dintre motivele pentru care Domnului Iisus Hristos îi se pare normal să lași 99 de oi acolo deoparte și să mergi după o oaie care s-a rătăcit. Al doilea motiv pe care textul ni-l arată, că Domnului Iisus Hristos îi se pare normal să lași 99 de oi deoparte și să mergi după cea rătăcită, este faptul că El caută această oaie pierdută, pentru că Lui îi pasă cu adevărat de ea. Uitați-vă, vă rog frumos cu mine la versetul 4 și 5. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlav și se duce după cea pierdută, până când o găsește? Atenție, versetul 5. După ce a găsit-o, o pune cum? Frustrat, obosit, supărat? O pune cu bucurie pe umeri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păstorul cel bun, atunci când pierde o oaie, el merge după oaia respectivă până când o găsește. Și în momentul în care o găsește, el o ia și o pune cu bucurie pe umeri. Acum trebuie să înțelegem un lucru foarte important care ne ajută aici. Oaia este unul dintre animalele care au un spirit de orientare foarte slab, foarte scăzut. Oaia, dacă se pierde, are cele mai mari șanse să nu mai găsească drumul înapoi înspre casă. Dacă în pilda aceasta era vorba despre un câine, câinele avea posibilitatea aceasta să găsească drumul înapoi înspre casă. Dacă în pilda aceasta era vorba despre o cămilă, cămila este acel animal care are capacitatea să se adapteze la condițiile vitrege și să supraviețuiască. Dacă în pilda aceasta ar fi vorba de un cal, calul este un animal puternic, un animal care poate să alerge, un animal care se descurcă. Dar în pilda aceasta este vorba despre o oaie care nu mai avea posibilitatea să vină înapoi, nu se putea descurca, care n-avea cu ce să lupte împotriva lupului și a dușmanilor și care nu știe nici măcar să fugă cu viteză. Din punct de vedere a nostru, al gândirii, noi știm că ea nu mai avea nicio șansă. De aceea, păstorul este cel care lasă 99 de oi și merge după oaia aceasta, pentru că știa că oaia aceasta, prin propriile ei forțe, nu se va descurca și nu se va putea reabilita niciodată. Ăsta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit și a stat la masă cu păcătoșii. Ăsta este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos într-o zi a coborât din glorie și a mers la calvar, a permis ca toate păcatele omenirii să fie puse în el. Pentru că tot Vechiul Testament, dragii mei, demonstrează un adevăr incontestabil. Știți care e? Că omul nu se poate reabilita prin propriile forțe. Noi prin propriile noastre forțe nu vom putea niciodată să ajungem înaintea lui Dumnezeu îndreptățiți. De aceea a fost nevoie de păstorul care să ne caute. Apostolul Pavel spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru Domnul Iisus Hristos, pasiunea lui pentru noi, dragostea lui pentru noi a fost așa de mare încât el n-a mai putut să stea în cer, să se bucure de laudele serafimilor și a îngerilor de acolo și să se uite cum noi cu toții ne îndreptăm înspre iad. Și a trebuit să facă ceva. Și a lăsat acolo gloria, a lăsat acolo slava și a coborât pe pământ. A trăit în aceste condiții vitrege. A mers pe străzile pline de praf ale Galilei și ale Iudeii și a chemat oamenii la pocăință. Mă aduc aminte de o întâmplare din Vechiul Testament, 1 Împărați, capitolul 3, versetul 16 la 28. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo că unul dintre cei mai înțelepți împărați pe care Israel a avut vreodată a fost Solomon. Omul acesta a fost deosebit de înțelept. Și la un moment dat, în timp ce el conducea poporul, a avut posibilitatea să-și demonstreze înțelepciunea lui. Două femei aveau doi copii. Într-o noapte, una dintre cele două femei s-a culcat din greșeală pe copilul ei și l-a omorât. S-a trezit noaptea și a observat că copilul ei este mort. Ce credeți că a făcut? A luat copilul mort, a mers la colega ei care dormea, care avea un copil de aceeași vârstă, care era viu, a pus copilul mort lângă acea femeie și și-a luat ea copilul viu. Dimineața, scandal. Copilul mort e copilul tău. Ba nu, copilul mort e copilul tău. Copilul viu e copilul meu. Ba nu, copilul viu e copilul meu. Și femeile acestea, ne spune Scriptura, au ajuns în fața împăratului. Împăratul s-a uitat la acest tablou și foarte înțelept, călăuzit de Dumnezeu, a zis așa: aduceți aici un soldat și o sabie și tăiați copilul cel viu în două și dați-l jumătate la una și jumătate la alta.
Și în momentul acela ne spune cuvântul lui Dumnezeu că femeia al cărui copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: Domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâ. Dar cealaltă a zis: să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l. Și împăratul a luat cuvântul și a zis: dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți. Ea este mama lui. De unde a știut? A știut pentru că a fost acolo o femeie căruia i-a păsat. Motivul pentru care păstorul cel bun a coborât din glorie, și asta mărturisim noi aici, este faptul că lui a păsat. Binecuvântat să fie numele lui. Să uita la noi, frații mei, cum mergeam spre iad. Niciunul dintre noi, nici eu și niciunul de aici, spune Scriptura, n-am fi avut niciodată puterea să stăm în fața lui Dumnezeu în picioare prin propriile noastre merite. S-a uitat din cer și a văzut că n-avem nicio șansă, a văzut că nu ne putem întoarce înapoi, a văzut că n-avem cu ce să luptăm, păcatul ne trage în jos, a văzut că diavolul este mult mai abil, mult mai puternic ca noi și a venit de acolo din glorie ca să ne mântuiască, ne-a căutat, ne-a găsit, ne-a luat pe umerii lui și ne-a dus. Slăvit să fie Dumnezeu nostru! Și al treilea motiv pentru care Domnului Iisus îi se pare normal să lași 99 de oi sănătoase acolo în staul și să mergi după cea pierdută, este datorită faptului că scopul lui este protecția și hrănirea tuturor oilor. Luca 15:7. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Matei și mai specific, și Matei în 18:14 spune așa: tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Ce ne comunică aceste versete? Că visul lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu, dorește ca toți să fie recuperați. Mai n-aș vrea să înțelegem textul acesta greșit. Dacă vă uitați împreună cu mine în Scriptură, atenți, observăm faptul că păstorul cel bun n-a lăsat oile în pădure, n-a lăsat oile între lupi, n-a lăsat oile în pericol, el le-a lăsat pe izlaz. Izlazul este locul unde pășunează oile, izlazul este locul unde oile se simt acasă, izlazul este locul în care oile se simt în siguranță. Poate că sunt oameni aici care gândesc oarecum ca și farisei: Doamne, cum adică vine ăsta, toată viața o trăit în păcat, toată viața a umblat după ce a vrut el, se întoarce la Dumnezeu pe ultima sută de metri din viața lui și este mântuit. Și eu toată viața, tinerețea mea, timpul meu, mi l-am petrecut aici în casa lui Dumnezeu, glorificându-L pe Dumnezeu. Doamne, ce se întâmplă? Nu este drept, nu este corect lucrul acesta. Ba da, și o să vă spun de ce. Dacă mergeți acasă și în același capitol veți citi pilda fiului risipitor, o să vedeți ceva de genul acesta asemănător, în care cei doi frați, unul pleacă, distruge tot, cel mare rămâne cu tatăl său și când cel care este căzut vine și este recuperat, cel mare reacționează și spune: nu este corect. Toată viața te-am slujit, nu ți-am greșit niciodată, nu ți-am trecut peste cuvânt și mie nu mi-ai dat ce ai dat lui, nu este corect. Și ce spune tatăl acolo? Fiule, tot ce este al meu este al tău. Așa că dacă din tinerețea voastră ați ales să-L slujiți pe Dumnezeu, să nu vă pară rău. Tot ce este al lui Dumnezeu este pentru amin, voi. Amin. Dumnezeu este cel mai mare contabil din universul acesta. Să nu-ți pară rău, să nu regreți că ți-ai cheltuit tinerețea să-L slujești pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în ziua de apoi te va răsplăti. Amin. Dar trebuie să înțelegi că inima lui Dumnezeu este următoarea. Dumnezeu caută să mântuiască tot ce este pierdut și El dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Dar pasajul acesta ne arată printre rânduri un adevăr care e foarte important și ăsta are foarte mult de a face cu noi și cu seara aceasta. Oaia aceasta care este pierdută, în momentul în care l-a văzut pe păstor, nu mai știa să se întoarcă înapoi, nu putea să lupte, nu știa să se descurce singură. Cum credeți că a reacționat când a văzut păstorul? A continuat să alerge? A continuat să se zbată? A continuat să fugă de el? Cu siguranță nu. Sunt ferm convins că oaia aceasta, când a auzit vocea păstorului, abia a așteptat să se întâlnească cu el, abia a așteptat să fie luată pe umeri și să fie dusă în staul. A cooperat cu păstorul. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 10 cu versetul 27: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele
vin după mine. Oaia aceasta a fost o oaie care cu siguranță a cooperat cu păstorul. Acum am înțeles că Dumnezeu a făcut totul pentru noi. El s-a dezbrăcat de glorie, El a venit prin Domnul Iisus pe pământ, s-a întrupat și a plătit prețul păcatelor noastre. A mers acolo la Golgota și a suferit pentru noi. Dar ce trebuie să facem noi? Este simplu. Să cooperăm cu El. Să lăsăm să ne ia pe brațele Lui și să ne pună pe umerii Lui. Să recunoaștem că avem nevoie de ajutor. Să recunoaștem că ne-am rătăcit. Să recunoaștem că suntem păcătoși. Să recunoaștem că avem nevoie de reabilitare. Să recunoaștem că avem nevoie de vindecare. Anul trecut, stăteam la capul unei femei de 87 de ani. Se pregătea să plece în veșnicie. Toată viața ei a fost o femeie credincioasă. Și-a pierdut copilul, a trebuit să-l înmormânteze. Și-a pierdut soțul, a trebuit să-l înmormânteze. Și-a trecut prin foarte multe boli. A zis familia: Emi, hai să te rogi pentru ea, că nu știu ce se întâmplă, dar femeia asta efectiv nu poate să treacă dincolo. Hai să ne rugăm pentru ea, că trece prin niște chinuri teribile, iar mi-i sau morfină. Am mers lângă ea, 87 de ani. Toată viața stă lângă Dumnezeu. Am zis: nu te supăra, soră, poți să mă rog pentru mine? Sigur, m-am pus lângă patul ei, nu se mai putea ridica. Și am spus o rugăciune. Și după ce am spus o rugăciune, am simțit cum Duhul lui Dumnezeu vine și îmi spune, se spune aceste cuvinte. Am luat mâna acelei femei de 87 de ani și am pus-o în mâinile mele. Și am zis: soră, să nu te temi. Să te încrezi în Dumnezeu până la sfârșit. Și femeia aceasta mi-a spus ultimile cuvinte care mi le amintesc din gura ei. A spus următorul lucru: frate mi, toată viața mea, El a fost bucuria mea. Astea au fost ultimele cuvinte care le-am auzit din gura acelei femei de 87 de ani. A trecut prin atâtea probleme, prin atâtea suferințe în viață. Nu cugeta, întotdeauna venea în casa lui Dumnezeu și nu rata nicio ocazie să se roage pentru familia ei, pentru cei nemântuiți. Stătea în prezența lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia. După câteva zile mai încolo, stăteam la capul ei, era moarte. Și m-am uitat în ochii familiei ei și am spus așa: dacă ați pierdut ceva azi, ați pierdut o femeie care a strigat către Dumnezeu pentru voi. Dar femeia aceasta, în ciuda greutăților și a problemelor ei, a cooperat cu Dumnezeu. Și mi-a spus: Emi, toată viața mea, El a fost bucuria mea. Dragul meu, ce am venit să spun în această seară este faptul că Dumnezeu vrea recuperarea fiecăruia dintre noi. Nu este niciunul aici care să nu fi păcătuit. Nu este niciunul aici care să nu avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Nu este niciunul aici în seara aceasta care să n-aibă nevoie de Hristos. Hristos a venit și vrea să ne vorbească, vrea să ne atingă, vrea să ne reabiliteze. Dar noi suntem chemați să cooperăm. Noi suntem chemați să răspundem chemării lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta, dacă te uiți la viața ta, dacă te uiți la tine și vezi că te-ai îndepărtat, dacă te uiți la tine și găsești păcat în viața ta, dacă te uiți la tine și găsești răni pentru care n-ai găsit vindecare, dacă te uiți la viața ta și poate că trăiești, dar ești neîmplinit și sufletul tău, emoțiile tale sunt moarte, te chem să vii la Iisus. El este păstorul cel bun. El este cel care se poate atinge de tine. El este cel care te poate lua să te ducă în staul. Brațele Lui sunt deschise ca să te ia și să te pună pe umărul Lui. Știți ce ne spune istoria poporului Israel? Că păstorii obișnuiau să iau aia și să o pună după cap și să-i pună aici în formă de cruce picioarele care băteau pe pietul păstorului. De obicei, oile acestea erau oile nărăvașe. Erau acei miei zburdalnici sau oile care nu ascultau de obicei. Și atunci o lua și o punea după cap și o ducea așa. Poate că și tu ai fost un om nărăvaș. Poate că și tu de multe ori te-ai împotrivit vocii lui Dumnezeu. Poate că sunt persoane care se roagă pentru tine. Pentru mine au fost persoane care în metastază au înălțat rugăciuni către Dumnezeu și pe patul lor de moarte, cu ultimele lor vorbe, când cineva a zis: las că poate și el se va întoarce la Dumnezeu într-o zi, a zis: bine ar fi, dar nu mai cred. Și după câteva zile Dumnezeu mi-a cucerit inima. În această seară aș vrea să înțelegi că trebuie să cooperezi cu Dumnezeu ca El să te ia pe umeri. Amin. Trebuie să ia acea decizie. Văd oameni în bisericile noastre care îi cunosc de o viață. Vin la evangelizări, îi expui la evanghelie, dar știi ce se întâmplă? Cu cât amână mai mult o decizie, parcă antivirusul din ei este tot mai puternic și nu pot să se mai întoarcă la Hristos. Și sunt oameni care au murit strigând: rugați-vă pentru mine că nu mai mă pot ruga, rugați-vă pentru mine că nu mai mă pot ruga, că toată viața lui a zis: lasă că o fac mâine. Știu că sunt păcătos, știu că am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, știu că trebuie să mă întorc, dar nu acum.
Știți, istoria ne spune că o familie în trecut din Anglia, pe vremea când se călătorea cu căruța, nu cu mașinile ca acum, o familie prosperă de afaceri și-a dezvoltat un obicei de a merge în fiecare an să-și petreacă un concediu împreună. Au zis ei, avem bani, o ducem bine, avem foarte mult de lucru, dar vrem să ne oprim. Și odată pe an vrem să mergem împreună, să stăm noi ca familie. Ne deconectăm de tot! Și-au cumpărat undeva departe de afacerile lor o casă de vacanță. Și într-un an mergeau din nou spre casa aceea de vacanță. Era seară și la ieșirea dintr-un sat, la ultima casă, au văzut lumină. Și niște oameni care cântau așa de frumos. Femeia a fost mișcată de acele cântări și au zis, dragule, hai să intrăm și noi. Au oprit căruța în drum și au intrat și s-au pus pe ultima bancă. Era o biserică care se întâlnise să-L onoreze pe Dumnezeu. După ce oamenii aceia au cântat frumos, așa ca voi, s-a ridicat un om simplu, ca mine în seara asta, și a zis așa, dacă ești aici și ai nevoie de Hristos, te invit să vii în față, să te rogi împreună cu mine și credința ta din inimă în Iisus Hristos, că e Fiul de Dumnezeu, îți va duce viață veșnică. Femeia a fost mișcată de acele lucruri, s-a uitat cu lacrimi în ochi spre soțul ei și a zis așa, dragă, avem bani, suntem bine, suntem sănătoși, hai să ieșim în față să-L primim pe Hristos, să avem și viață veșnică. Și omul acela de afaceri, foarte cunoscut, s-a uitat la ea și a zis, dragă, tu știi că eu sunt un om cunoscut. Cum sunt îmbrăcat de călătorie cu hainele acestea pe care le-am luat pe mine? Nu pot să-mi permit să ies aici în față, să mă vadă toată lumea. Dar fii atent ce o să facem. O să mergem la casa de vacanță, mâine o să venim din nou, o să-mi iau niște haine frumoase pe mine, o să plătesc predicatorul ăsta care o să predice din nou, oamenii aceștia vor cânta din nou, va face chemare, vom ieși în față și îl vom primi pe Hristos. Și femeia s-a lăsat înduplecată de vorbele soțului ei. Și istoria spune acestei familii că plecând de acolo, o dramă s-a întâmplat. Căruța a avut loc un accident. Și în acel accident s-a prăbușit într-o păpastie și femeia aceea, ne spune istoria acestei familii, a murit pe loc. Dar istoria continuă. Acel bărbat, în timp ce se trăgea plin de sânge spre soția lui care murise, în timp ce își dădea duhul, a spus următoarele cuvinte. Blestematule de mâine, m-ai despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Mi-am pus încrederea în tine, dar m-ai trădat, că nu te voi mai avea niciodată. O, blestematule de mâine, m-ai despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Dragul meu, în seara asta eu am venit obosit, după două săptămâni de examene, dar am venit și am simțit că trebuie să vin să spun că Dumnezeu te iubește și că sufletul tău are nevoie de Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu pentru tine este astăzi, acum, să-L primești. El este Cel care vrea să te ia pe brațele Lui. E atât de simplu și totuși atât de important și să te pună pe umerii Lui și să te ducă înapoi în staul. Dar pentru asta, tu trebuie să cooperezi cu Dumnezeu. El nu te va forța niciodată, nu m-a forțat nici pe mine. Până la 18 ani m-a lăsat să fac ce vreau eu. Dacă în seara asta ești aici și ai nevoie de Dumnezeu, nu ești sigur de mântuirea ta, simți că păcatul te apasă, ai răni nevindecate, ai probleme nerezolvate, te îngrijorează viitorul, te rog, roagă-te împreună cu mine. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm. Dacă ai nevoie de Domnul Iisus în această seară, te rog, nu zici și tu, mâine voi veni și voi asculta din nou, ci lasă-L pe Domnul Iisus, cheamă-L pe Domnul Iisus să vină în viața ta. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ești calea, adevărul și viața. Ai venit în lumea noastră să cauți și să mântuiești ce era pierdut. Și, Doamne, printre cei pierduți, sunt și eu.
Doamne Iisuse, te rog să ai milă de mine în această seară. Înțeleg că Tu ești interesat de recuperarea tuturor oilor. Doamne, te rog, iartă-mi păcatul. Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cred că Tu ești păstorul cel bun. Vreau să mă iei pe brațele Tale. Vreau să mă vindeci, vreau să mă schimbi. Vreau să-mi dai un viitor și o nădejde. Doamne, vreau să mă încred în Tine din această seară. Te rog, vino. Te rog, vino și binecuvintează viața mea. Îți mulțumim, Doamne, că ești credincios. Te slăvim, Doamne, că ești plin de bunătate. Și îți mulțumim, Doamne, că vrei să împarți cerul cu noi. O, Doamne, te lăudăm pentru planurile minunate care le ai cu noi. Doamne, vrem să cooperăm cu Tine. Ajută-ne să Te ascultăm. Ajută-ne să fim acea oaie găsită de care Tu să Te poți bucura și de care cerul să se poată bucura. Îți mulțumim, Doamne, pentru această seară, pentru aceste momente de har. Îți mulțumim că încă ne vorbești. Fii binecuvântat, Dumnezeul nostru. Amin. Haideți să stăm așa cum suntem. Aș vrea doar să mă rog pentru tine. Și dacă în seara asta, stând aici, ai spus această rugăciune cu mine, te rog să ridici o mână spre cer. Noi nu suntem aici ca să vânăm trofee. Noi suntem aici ca să vă slujim. Amin. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să ne rugăm pentru voi. Eu voi pleca acasă, am venit și voi pleca. Dar vreau să mă rog pentru tine, vreau să am imaginea aceasta în ochii mei și să cer ca Dumnezeu care a început în seara aceasta o lucrare în viața ta să o desăvârșească. Amin. Dacă îi vreo persoană aici care s-a rugat, ridică o mână spre cer și spune: Doamne Iisuse, și eu am nevoie de Tine. Este cineva, mă uit în dreapta mea? Poate cei care a slujit. Poți să-L slujești pe Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Știu, am trecut și eu prin astfel de momente. Îi cineva aici? Ridică o mână spre cer. Mă uit în fața mea, la partea fraților. Îi cineva în seara aceasta aici care are curajul să mărturisească: eu am nevoie de Iisus? Ridică o mână spre cer. Spune: Doamne Iisuse, ai milă și de mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin. Mai e cineva aici? La 14 ani eu am zis: nu mai am nevoie de Dumnezeu. Bunicul meu a zis: Cătălin, tu nu vei avea niciun viitor fără Hristos. Și am zis: mă descurc. La 18 ani lumea mea s-a prăbușit. Și am zis: Doamne, dacă nu intervii, sunt pierdut. Mai e cineva aici care are curajul să mărturisească că are nevoie de Hristos? Mă uit în stânga mea, la surori. E cineva aici care vrea să spună: Doamne Iisuse, ai milă și de mine, atinge-Te și de mine. Te rog, ridic o mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și fie ca lucrarea pe care El a început-o în viețile dumneavoastră în această săptămână să o desăvârșească în Hristos Iisus prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. O să cântăm o cântare cu grupul mixt care ne prezintă lucrarea lui Hristos de la Calvar ca fiind un monument peste viacuri, un loc de referință, acolo unde oamenii pot primi iubire, iertare și o viață nouă, doar la Golgota. Vreau să spun câteva cuvinte acum, înainte de a cânta, după aceea vom încheia și vom pleca la casele noastre. Ați auzit mărturia cuvântului în aceste seri, de joi seara, fratele Pustan, apoi fratele Petrică Dragu, vineri, iar aseară fratele Cristian Florea, slujitorul Domnului din Lugoj, fost preot. Și cred că adevărul a fost clar, explicit, prezentat înaintea dumneavoastră. Știu un lucru. Și mi-au spus și frații aceștia: în Moneasa sunt multe suflete aproape de mântuire. Le lipsește decizia finală. N-aș vrea să credeți că va mai fi ocazie ca aceasta. Adevărul este că eu unul nu știu dacă va mai fi. Poate nici pentru mine. Și poate nici pentru voi. Indiferent de vârsta pe care o aveți și de cine sunteți.
Dar dacă ați înțeles că acum este vremea cercetării și vremea pocăinței, pocăința adevărată, nu teorie, acum să vă hotărâți. Amin. Și înainte de a pleca din locul acesta, pentru că unele suflete nu s-au rușinat și au venit și au mărturisit și au zis, da, ne-am hotărât, vrem să-L urmăm pe Domnul, vrem să intrăm în legământ cu El și vrem să îmbrăcăm haina albă. De ce n-ai luat și tu hotărârea înainte de a pleca? Așa că după încheiere vă îndemn, veniți la noi, la mine, la fratele Florin, vorbiți cu noi, spuneți-ne, cereți cardul convertirii și plecați acasă liniștiți și asigurați în Hristos. Asigurați-vă veșnicia, nu viața de aici de jos. Veșnicia e importantă, asigurată, pentru că aceea nu are sfârșit. Viața de aici, că e 8-7 de ani, că e mai puțin sau mai mult, e scurtă. Veșnicia e fără sfârșit. De aceea merită asigurată. Primiți mântuire pentru sufletele voastre de la Hristos. Numai El o poate da. Pocăiți-vă cu adevărat. Schimbați-vă viața. Începeți să trăiți cu El și pentru El, că se merită. Nu viți, dragi oamenii ăștia care au stat înaintea voastră și au cântat de la mici la mari? V-ați uitat la fețele lor? Cum îți îmbrăcați? Cum cântă? Cum minți liniștiți toți? Laudă pe Domnul. Asta e cea mai frumoasă viață pe care cineva poate să o trăiască de la mic la mare, cu Domnul, slujindu-L pe El, lăudându-L pe El. De aceea, la această viață vă îndemn și vă chem în această seară, pentru că vă iubesc și vă prețuiesc. Nu ezitați, pentru că așa cum ziua de mâine a fost blestemată pentru acel om bogat, poate fi blestemată pentru oricare dintre noi. S-ar putea să nu ajungem. Să aibă Dumnezeu milă și îndurare de noi toți, de sufletele noastre, și haideți să dăm la o parte orice prejudecată, orice concepție, orice gând, orice stare care ne-ar împiedica să venim la El și în seara asta aici să ne hotărâm pentru El și să plecăm cu El. Așa să ne ajute Domnul. Așa să ne ajute. Și să ne binecuvânteze. Mai scump un
Cred că sunteți conștienți de faptul că am stat aici cu Dumnezeu și El a coborât printre noi, ne-a vorbit, ne-a cercetat și ne-a binecuvântat în locul acesta. Și aș vrea să-i fim mulțumitori și recunoscători pentru tot ce ne-a făcut și ne-a dat. Și aș vrea să încheiem cu rugăciune de mulțumire. Dar înainte de a-i mulțumi Lui, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră care ați venit în serile acestea, în locul acesta, și cred că ați fost binecuvântați. Vă invit să reveniți și în continuare, nu doar cu ocazia evanghelizărilor, pentru că aici este bine și vă garantez că întotdeauna veți fi primiți cu dragoste și cu bucurie. Noi vă iubim și vă prețuim. Veniți joia împreună cu noi să ne închinăm de la 6, după schimbarea orei de la 7, orele 19. Vinerea se întâlnesc copiii și tinerii de la 4:30, după schimbarea orei de la 5:17. Iar duminică dimineața de la 10, nu-i prea devreme, puteți veni la casa Domnului să ne închinăm, să ne bucurăm, și după masa de la ora 4, iar după schimbarea orei de la 5. Veniți aici să-L căutăm împreună pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Veniți să-L lăudăm, să ne închinăm înaintea Lui, să ne bucurăm în El, să ne desfătăm sufletele în El. Pentru că El vrea să ni se descopere și vrea să culeagă un rod bogat din moneasa. Și în rodul acesta bogat este inclus și sufletul tău, persoana ta. De aceea vino la El, vino la El, caută-L, dă-ți viața Lui. Mulțumesc celor care au slujit în seara asta, formațiilor bisericii, să vă răsplătească Domnul, El, și să vă binecuvânteze, să puteți să-L sluji, să-L onorați toată viața voastră. Mulțumim fratelui Emanuel care a predicat cuvântul, a fost o încântare să-L ascult, mi-am pus mâinile și eu peste el la ordinare și m-am bucurat din toată inima, lăudat să fie Domnul. Ești un slujitor tânăr, de nădejde și de viitor, și cred că zona noastră va fi binecuvântată cu tine și prin tine. Domnul să-ți dea har ție și familiei tale. Este un tată și un soț binecuvântat. Câți copii credeți că are? Patru copii. Cel mai mare aici cu el. Alex, ridică-te. Domnul să te binecuvânteze. Și ceilalți sunt mai mici decât Alex. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, suntem plini de recunoștință pentru că în seriile acestea ai venit la noi aici. Mulțumim că locul acesta a fost locul în care oamenii s-au întâlnit cu tine. Mulțumim că am văzut mâna ta la lucru și am simțit-o. Mulțumesc pentru sufletele care au fost cercetate, străpunse de cuvântul tău. Mulțumim și pentru sabia Duhului că a fost aici și a fost activă. Mulțumim, Doamne, pentru toată lucrarea care ai făcut-o prin slujitorii tăi, cântăreți și vestitori ai Evangheliei. Mulțumim pentru cei care au avut răbdare și au venit seară de seară și au ascultat cuvântul. Doamne, nu lăsa seriile acestea să fi fost doar seri în care am venit, am ascultat ceva, ca la un spectacol, ne ducem acasă și nu se schimbă nimic. Doamne, nu ne lăsa să fim așa. Doamne, dă-ne puterea să ne schimbăm și te rog să lucrezi tu schimbare și pocăință și întoarcere la tine în fiecare dintre noi. Ne apropiem de tine cu îndrăzneală, știm că numai de la tine ne vine viața și darul iertării și al mântuirii, știind că tu ești singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și am vrea în această seară, Doamne Iisuse Hristoase, să lași o picătură din sângele tău sfânt, să cadă asupra inimilor împovărate de păcat și să ierte, să curățească, să spele. Și Doamne, dă mântuire în seara aceasta sufletelor care au nevoie de ea.
Poate nu s-au ridicat mâini, dar poate că s-au deschis inimi. Și dacă sunt inimi deschise pentru Tine, Doamne, primește-le și intră Tu în fiecare inimă și, Doamne, adu cu Tine mântuirea Ta, așa cum ai spus în casa lui Zacheu. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Spune lucrul acesta în dreptul inimilor care s-au deschis pentru Tine. Mulțumim, Doamne, că Tu ai vrut să lucrezi nu doar vindecare spirituală, ci ai vrut să lucrezi și vindecare trupească. Mulțumesc pentru cei care au venit aici cu boli, neputințe și, Doamne, Te rog să Te atingi de bolile și neputințele lor și să dai vindecare și viață, pentru că Tu poți. Iar cei care au diferite probleme cu care se confruntă, ne rugăm pentru ei, implică-Te și rezolvă-le. Viitorul este o taină, dar știm că dacă este în mâna Ta, este sigur. De aceea vrem ca Tu să mergi înaintea noastră și la fiecare ia-ne mâna în mâinile Tale, Doamne, și condune Tu și condune din biruință în biruință, din binecuvântare în binecuvântare. Lasă Duhul Tău peste noi, pentru că creștinismul este caracterizat de prezența Duhului Tău și vrem ca puterea să vină în noi și peste noi și să ne însuflețească. Ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău și ajută-ne să rodim faptele vrednice de pocăință pe care le-ai pregătit din veșnicie pentru noi. De aceea binecuvântează Moneasa ca și comună, localitate, binecuvântează locuitorii Monesei și cei care locuiesc în ea și cei plecați în diferite părți ale țării sau ale globului. Fii cu toți monesenii oriunde ar fi împrăștiați și binecuvântează-i și ajută-i. Binecuvântează conducerea comunei noastre, primarul, consilierii, pe toți angajații primăriei, poliția, profesorii, pe toți cei care îngrijesc într-un fel sau altul de noi și ne sunt de folos, medicii, asistentele, Doamne, binecuvântă-i pe toți. Și, Doamne, la toți dă-le mântuirea Ta și viața veșnică, pentru că vrem, după ce ne vom termina vremelnicia de aici de jos, să ne ducem în slavă și acolo să fim pentru totdeauna cu Tine, dar și unii cu alții. De aceea ajută-ne să Te alegem pe Tine ca Domn și Mântuitor, ajută-ne să alegem calea Ta din miile de căi din lume și să devenim în seara aceasta copiii Tăi. Îți mulțumesc pentru toate și îți mulțumim toți și Te binecuvântăm. Tată, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt m-am rugat și toată adunarea spune: Amin! Lăudat să fie Domnul!